Salut, sunt Silviu și azi o să discutăm despre cauciucurile chinezești. Merită, sunt ok, de ce sunt așa de ieftine, sunt de fapt niște chinezării. Și la final o să vă zic și experiența mea cu ele după 30.000 de kilometri. Cred că deja foarte mulți dintre voi ați observat în ultimii ani o invazie de cauciucuri extrem de ieftine fabricate în China. Prețurile sunt incredibil de mici de foarte multe ori, inclusiv la dimensiuni foarte mari. În unele cazuri pot ajunge chiar la 20-30% din valoarea unui cauciuc similar de la o marcă de top cunoscută, gen Michelin sau Continental. Înainte de a le desconsidera din start ca fiind niște chinezării, trebuie să ținem cont de câteva lucruri. Cea mai mare piață de mașini din lume este piața din China, acolo unde producătorii locali domină piața. Iar mulți dintre ei nu importă cauciucuri din Europa sau de la mărci consacrate, ci folosesc mărci locale. Chiar și piața de aftermarket este una, vă dați seama, imensă și este inevitabil ca un producător local de cauciucuri să aibă un volum colosal de vânzări. Pe scurt, piața locală e atât de mare încât doar din cererea locală mai mulți producători locali de cauciucuri se pot ridica și dezvolta în ceva timp. Inevitabil. Ceva similar se întâmplă și la producătorii de mașini chinezești, care cred că deja vedeți cu toții că au ajuns destul de departe și nu mai pot fi ignorați. Rețeta chinezească e simplă. Prima oară copiem și facem ceva execrabil, după aia copiem un pic mai bine, iese mediocru, și mai bine, creștem calitatea, creștem ușor și prețurile și în final, ce să vezi, te trezești că se bat la egal la egal cu ceilalți. Vedeți, de exemplu, Huawei sau Xiaomi la telefoane mobile. Același scenariu se întâmplă acum la mașini, acolo unde și eu sunt de acord cu ce zice Elon Musk, că producătorii tradiționali vor fi mătrășiți de Tesla și de producătorii chinezi. Dar în viitor se va întâmpla asta și la cauciucuri, de exemplu. Da, momentan sunt la nivel de calitate mediocru și un preț foarte bun. Prima oară am auzit pe cineva care și-a luat niște cauciucuri chinezești land sale acum vreo 4 ani. Le pusese pe un Audi Q7. N-au nicio problemă. Așa că un an mai târziu mi-am recomandat unei prietene care avea un buget redus cu un BMW seria 3, aceeași marcă. Nici o plângere, nici de la ea. Anul trecut o rudă de-a mea, tot la fel la recomandarea mea, și-a pus și ea pe o dubă. La fel, nicio problemă, foarte mulțumită de altfel. Așa că anul trecut în toamnă am zis, hai să încerc și eu unele. Și pentru Model 3-ul pe care l-am băgat pe Uber și Bolt, am luat niște cauciucuri de iarnă land sale, la promoție de Black Friday, cu vreo 300 de lei și ceva, un pic bucata. Fabricate în august 2023, în China. Un Michelin Alpine ar fi fost de vreo 3-4 ori mai scump, de 3 ori să zicem. Cum naiba e posibil? De ce sunt atât de ieftine chinezăriile și de ce sunt așa de scumpe cauciucurile astea de marcă? Păi să le luăm pe rând. De ce sunt ieftine chinezăriile? Pe lângă răspunsul evident că sunt de o calitate mai proastă, mai intervin și altele. Chinezii pot să vândă intenționat în pierdere, susținută poate chiar de statul chinez, pentru a reuși să intre pe o piață și pot susține pierderea an întregi. Ca și multe alte produse chinezești, este o fabrică enormă ce produce un anumit tip de produs, dar sub 500 de nume diferite în funcție de ce nume vrea distribuitorul care le importă din China. Vedeți la EMAG marca Starlight, de exemplu, sau Hainer, sau și așa mai departe. Bun, și atunci, la volume mari se pot obține reduceri importante de costuri. Bugete de marketing nu prea există, se cumpără doar pentru că sunt ieftine și atât. Și dacă au mai și copiat rețeta și designul și alte chestii, nu au nici costuri de dezvoltare foarte mari. Mai exploatează și câțiva copii prin Africa, pentru că doar au cumpărat aproape tot continentul și nici costuri cu materia primă nu prea le mai au foarte ridicat. Să mai menționez că la aici centralele pe cărbun duduie și energia e mult mai ieftină, dar atenție, prețul nu este exagerat de mic. Da, un pneu a fost 300 și ceva de lei. Dar nu departe de această sumă, pe la 400 de lei, găsim, de exemplu, pe aceeași dimensiune ce am eu la Model 3 235 45 R18, găsim Tigar sau Riken sau Cormoran, plus încă vreo alte 3 branduri, toate de fapt același cauciuc construit de Michelin în Serbia într-o fabrică foarte mare sub diverse denumiri, deci rețeta chinezească, bine, și tot, de fapt, tot europeană și chinezii au copiat. Acum, dacă mă uit pe acela site unde am luat cauciucurile, chinezările Lensel de le-am luat sunt 399 de lei, Tigaro 420, iar Riken, surpriză, 390.
Deci iată că pot și europenii să se apropie la preț destul de bine. Și atunci, de ce naiba sunt așa scumpe cauciucurile de marcă? E bine, cea mai mare parte e acoperită de marketing. De exemplu, de multe ori găsești promoții de genul cumperi pentru anvelope Michelin și primești un voucher la EMAG de nu știu câte sute de lei. Însă, dincolo de asta, ai multe reclame, influencer de plătit și așa mai departe. Ai un brand de întreținut până la urmă. Nu trebuie neglija nici faptul că dacă facem o paralelă cu industria auto, și producătorii de pneuri consacrați sunt niște mastodonți destul de ineficienți, iar o companie de cauciucuri similară Tesla ar putea face ravagii și în industria asta. Nu în cele din urmă. Evident că avem și costuri mai mari, pentru că sunt produse mai de calitate, construite cu scule mai de calitate. Dar nu contează asta așa de mult pe cât vă imaginați. Vedeți cum toate mașinile noi vin cu pneuri de calitate? Inclusiv și cel mai chel Logan vine cu un Continental. Deci, Michelin, Continental, Hankook, nu Tigar, nu Lancel, nu Laufen. Oare producătorii ahtiați, după orice reducere de cost, preferă să plătească pe pneuri de 3 ori mai mult decât dacă ar lua un Tigar? Nu, evident. De fapt, producătorii de pneuri le oferă pentru echipare de fabrică pneuri la niște prețuri incredibil de mici, poate chiar sub costul de producție. Așa că pentru Dacia întrebarea nu e ca la un utilizator final 300 de lei pe Lancel sau 950 de lei pe Michelin, ci 120 de lei pe Lancel sau 119 lei pe Continental făcut la Timișoara. Plus că există în final și raportul cerere-ofertă. Vedeți 195 și 55 pe ce prețuri sunt și cum, dacă schimb doar un pic dimensiunea la 195, 55, 16, cum prețurile pur și simplu explodează, pentru că oferta e mult mai mică. Și pentru că producătorii pot. Deși pneurile în sine diferă foarte puțin, deci nu poți invoca diferențe de costuri de producție care sunt nesemnificative. Revenind, acum o să vă povestesc experiența mea cu chinezăriile astea puse pe Model 3. Înainte să le cumpăr, am căutat ceva teste cu ele, nu prea am găsit. Dar prin mai multe încurcișări de informații am ajuns la concluzia că ar trebui să aibă o performanță în zona cauciucurilor low cost de la Michelin, adică Tigare în campanie. Și cum de Black Friday au fost mai ieftine cu 25% decât acestea, am zis să trag un loz să văd cum sunt. La prima vedere arătau impecabil cauciucurile. La vulcanizare mi-au spus vezi că o să facă mare zgomot. Eu m-am uitat pe specificațiile alea obligatorii, nu părea ce știe ce diferență. 72 de decibeli avea și Lancel, 72 și Bridgestone. Ceea ce în practică s-a dovedit evident o mizerie. Nu te poți baza pe ce, nu știu cum sunt calculate alea, mi se pare că, adică sigur există un standard, dar nu știu cum reușesc să obțin amândouă 72-72, pentru că în mers o huruială la chinezării cum nu am auzit în viața mea. În primele zile am luat în considerare să le arunc efectiv, dar după vreo 10 zile huruiala s-a diminuat considerabil. Încă există, oarecum normal pentru gumele de iarnă, dar sunt la limita superioară a ceea ce aș considera de așteptat. În rest, în materie de confort și aderență, m-au surprins plăcut. Pe zăpada pe care am avut-o prin București s-au descurcat onorabil. În zilele cu mâzgă multă pe jos și îngheț, mașina, deși a avut momente când intrau și ASP și SRE și ABS destul de des, se întâmpla doar când forțam mai mult mașina. A mers de mult, nu au fost probleme. După 30.000 de kilometri, vă pun și niște poze să vedeți și uzura pe care o au acum. Decent, aș spune eu. Iar în ceea ce privește consumul, nu am simțit vreo diferență notabilă. Până să le pun la jumătatea lui noiembrie, în zilele cu vreme bună, mașina făcea cam 400 km prin București pe zi. Acum, câteva zile, când iar au fost zile cu temperatură bună, mașina în continuare face cam 400 de km prin București. Deși bateria era mai bătrână cu 30-40.000 de kilometri. Așadar, n-am observat o diferență notabilă la consum aici. Pe scurt, își fac treaba. Acum, toate valorile astea sunt subiective. Ideal, ți-ar trebui un circuit pus la dispoziție special de testare a cauciucurilor, unde să testezi distanța de frânare, limita de derapaj, uzură, etc., etc. Circuite care de obicei, pe care de obicei le au producătorii consacrați de pneuri, pe care dacă ajungi, prin intermediul lor evident, mă tem că este pe urmă foarte greu să-ți menții obiectivitatea. Însă majoritatea covârșitoare a oamenilor își vor lua mașina pentru a-și face treaba cu ea. Și pentru asta cauciucurile sunt surprinzător de ok sau surprinzător de neproaste, să zic așa. Pe de altă parte,
Cele patru petice de cauciuc reprezintă unica ta legătură între mașină și asfalt. O oprire în 35 de metri în loc de 40 poate să facă diferența între accident și oprit în siguranță, între moarte și o internare în spital. Oare merită aici să faci economie de câteva sute de lei? Piața spune că da, pentru că nu se vând doar cauciucuri premium. Și chiar și la cele premium, nu există un model superior celorlalte la toate capitolele. Chiar și acolo trebuie să faci compromisuri. Iei model mai bun pe zăpadă, dar mai slab pe ploaie sau invers. Și pe urmă, în practică, ce faci? Ai luat cel mai bun pneu de iarnă din lume, dar te prinde o ploaie la 6 grade în decembrie, unde un pneu de vară ar fi fost mai bun. Ce faci? Schimbi pneurile înainte să pleci? Le ții în portbagaj tot timpul și le schimbi în funcție de vreme? Schimbi an de an cauciucurile pentru că îmbătrânesc? În final, trebuie să alegi și să faci un compromis. Alegere care e foarte subiectivă. Drept dovadă că se vând și cauciucuri foarte ieftine. Nici alea de marcă second hand nu cred că sunt soluția. Din experiența proprie, eu îmi schimbam cauciucurile la fiecare 3 ani, pentru că inclusiv alea de iarnă, de marcă, după 3 ani încep să fie destul de proaste. Adică chinezările de pe Tesla noi cred că sunt mai bune decât un Michelin vechi de 5-6 ani și uzat 50% pe zăpadă, de exemplu. Întrebarea cea mai importantă însă e următoarea. Mi-aș mai lua chinezării din astea din nou? Iar pe Model Y cu Del conduc acum, mi-am pus tot chinezării. O să încep cu a doua. Precum vedeți, am urmărit marca pe la 3-4 cunoscuți în prealabil. Și pe urmă am decis să o încerc și eu. Dar evident nu avea sens inițial să iau pentru ambele mașini. Iau pentru una, văd cum e și mă decid ce fac în continuare. Pe Model Y am luat niște Continental All Season, pentru că le-am prins la un preț foarte bun și pentru că, dacă vă aduceți aminte, la ultimul clip cu Michelinurile All Season de pe Tesla, am zis că le văd mai utile într-un combo All Season pentru iarnă și gume de vară pentru vară. Așa că am fost dispus să renunț un pic la performanța pe zăpadă, pentru că am 4x4 pe Y, pentru o flexibilitate mai mare pe ploaie și la temperaturi calde ce mai apară în iarna noastră. Și acum o să mai iau chinezării, merită. Azi, dacă ar trebui să aleg, iar aș lua Rikenurile alea la 390 de lei. Dar răspunsul contează foarte mult de momentul întrebării și de preț. Poate mâine diferența de preț între ele ar fi din nou mare. Poate răspoi mâine Lancel vine cu o generație nouă de cauciucuri care nu mai are problema cu zgomotul incredibil. Ah, și că mi-am adus aminte. Am luat cu Model 3, cu cauciucurile astea chinezești, mama gropilor din București, am zis că am îndoit ambele jante și am făcut teama mai gâlma. Nu am auzit în viața mea un trunc așa de mare. M-am dat jos și, surprinzător, roțile nu au avut nimic. S-a desprins capacul pe zona respectivă, dar jantele și cauciucul nu au avut nimic. Destul de impresionant. Am avut gropi mai mici în care am dat, cu care cauciucuri de marcă în care am avut, și cu balon mult mai mare, în care am avut gâlme după asemenea experiență. N-a fost cazul aici. Impresionant. Revenind. Cred că pneurile chinezești nu sunt atât de proaste pe cât ți-ai imagina. Cred că marea majoritate a oamenilor ar fi mulțumite de ele și mai ales de prețul dat pe ele. Și cred mai ales că în decurs de 50 ani o să înceapă să vină cu o calitate destul de decentă și demnă de luat în calcul de oricine. Dar dacă diferența de preț nu e mare, momentan eu zic că ești mai bine cu un Tigar, de exemplu. Un pneu low cost fabricat în Europa de un producător consacrat. Și nu neapărat pentru că ar fi un pneu mai bun, ci mai degrabă că nu particip la loteria ce înseamnă un pneu chinezesc. Da, eu am luat o marcă, a fost decentă, dar nu cred că sunt toate așa. Sau poți avea surprize de genul huruit excesiv. Neplăcut. Așadar, cum e cu pneurile chinezești? Eu zic că ne aflăm într-o perioadă în care încep ușor, ușor să scoată capul la suprafață. Nu sunt de o calitate extraordinară, dar nici chinezării în sens peiorativ. Chiar dacă așa le-am zis eu în clipul ăsta. Iar dacă ceilalți producători consacrați, pe dimensiunea de care tu ai nevoie, se aruncă rău în prețuri, inclusiv cu mărcile lor low cost, eu zic că dacă ai probleme de buget, le poți lua în considerare. Mai ales dacă erai interesat de niște SH-uri, pentru că acolo cred că bat chinezii cu ele în primul rând. Nu se pot apropia de calitatea producătorilor consacrați, dar când le compari cu niște SH-uri vechi, chiar de marcă, de 5, 6, 7, 8, 9 ani, încep să fie destul de interesante. Voi ce experiență aveți cu ele? Ați folosit opinii, păreri? Vă aștept cu ele în secțiunea de comentarii? Dacă nu, până data viitoare, salut!